Vă prezentăm un duplex cu doi dintre cei mai buni jucători ai Reșiței, fundașul central Andrei Dubei și atacantul Marius Staicu, practic doi bănățeni puși în slujba echipei din Reșița. Andrei și Marius, de ce ați ales Reșița? Păi, în primul rând, pentru mine a fost prima opțiune această echipă. M-am întors acasă, aici am crescut și îmi place această culoare. Aceste două culori, de fapt, echipe, roșu și negru. Tu, practic, ai și fost educat în acest spirit, fiind junior și junior la grupa de copii. Tu, Marius, ai făcut meciuri foarte bune la Caransebeș, te-ai remarcat și la Reșița, practic, meci de meci marchezi. De ce am ales Reșița? Am ales Reșița pentru că aici am fost dorit, chiar dacă am avut și unele oferte de Liga 3, chiar și de Liga 2. Am ales să vin aici pentru oraș, pentru echipă, pentru că am auzit că se vrea performanță și am crezut în proiectul ăsta aici și am venit cu sufletul și sper să-mi fac treaba până la sfârșit. Practic, seriozitatea în primul rând a conducerii, nu? Da. Pentru că tu ai mai pățit-o, ai mai fost la alte cluburi și lucrurile nu au fost tocmai ok. Da. Spuneți-mi, cum v-ați autocaracteriza realizările de până acum de la echipă, Andrei? Păi nu știu, eu nu pot să zic nimica. Antrenorul e singurul în măsură care pot să zic. Evoluția mea de până acum. Corect. Marius? Sunt de acord cu Andrei. Nu putem noi să spunem ce am făcut bine, ce am făcut rău. Sunt alții care se ocupă de așa ceva. Corect. Bravo. Și felicitări pentru răspuns. Spuneți-mi, dar despre evoluția echipei, că aici puteți să punctați câteva idei. Eu zic că este un progres, adică am luat echipa de pe un loc 9-10 și am întors-o pe un loc 5 și cu șanse să urcăm mult mai sus. Este bine. Tu, Marius, cum se vede jocul Reșiței din atac? Cum se vede? Începem să fim o echipă. Încet, încet, cred că se vede asta și prin rezultate. Și încercăm până la sfârșit să câștigăm tot și să fim cât mai sus. Marius, spune-mi, chiar președintele Carol Gurgu are discuții personale, nu, în care vă montează psihic. Știți că sunteți sub monitorizarea a câtorva cluburi din Banat? Sper să fie adevărat și dacă ne facem treaba așa cum am făcut-o până acum și o vom face și în continuare, și va fi o ofertă bună pentru club, pentru oraș, pentru echipă. De ce să nu mergem la mai bine? Corect, dar în principiu, în toamnă, vreți să continuați cu Reșița dacă proiectul continuă, nu? Și poate și la alt nivel, nu? Dacă vă fi doriți în continuare? Da. Pentru mine e mai greu, nu știu. De ce e mai greu? Da, mie contractul mi se termină în vară, iar de ultimă întorc la Timișoara. Aici sunt doar un promotat. Dar eu aș dori să... Dacă nu se poate acolo, să revin aici. Inima deschisă. Sigur, mai ales. Ți-am zis că tu ești și atașat. Practic, sâmbătă ne așteaptă un derby cărășan. Amândoi ați venit de la Caransebeș. Voi doi sunteți doi jucători profesioniști. Și ce simțiți, practic, sau ce veți simți mâine pe terenul CFR? Dorință de răzbunare, în ghilimele vorbim, sau... Pentru mine e un meci ca toate celelalte. Nu... E nimic, că e Caransebeșul, că e fost în echipă, pentru mine nu contează, eu tratez fiecare meci la fel. Marius? În punctul meu de vedere, mergem să câștigăm la 3 puncte, ne întoarcem acasă fericii și să facem Paștele bucuroși. N-avem ce răzbunare, n-avem ce orgole să... Mai ales eu cred că am demonstrat acolo cât timp am jucat, m-am făcut treaba și n-am ce să demonstrez nimic. Corect, bravo, băieți, asta e... Acum, în prag de sărbători de Paște, ce le transmiteți iubitorilor de fotbal din Reșița? Paște cât mai fericit, călduros, cu multe împliniri și îi așteptăm la stadion. Sărbători fericite și să câștigăm la Caransebeș. Bravo și să aveți baftă. Toate cele bune.